Astăzi s-au afișat rezultatele de la examenele de evaluare națională susținute de proaspeții absolvenți ai claselor a 8-a. La nivelul județului Hunedoara au absentat 150 dintre cei 2269 de candidați înscriși, iar procentul de promovabilitate cu medii de peste 5 este de aproximativ 75%, similar cu cel de anul trecut. Contestațiile se pot depune până miercuri, 30 iunie la ora 12 și este de așteptat ca procentul de promovabilitate să crească ușor. Ar mai fi de remarcat că nu au fost medii maxime, ci doar note de 10 la una dintre materiile de examen. Data de 29 iulie este data în care se afișează rezultatele la evaluarea națională. Putem spune că rezultatele sunt în linii mari ca și anul trecut, deci procentul de promovabilitate înainte de contestație este de 75%. Ce putem spune, e vorba de note peste 5, ce putem spune este că avem la limba română 6 elevi de nota 10, iar la matematică avem 15 de nota 10. Astăzi și mâine se depun contestațiile, după care urmează rezultatul final. În general, în urma contestațiilor, procentele n-au scăzut sau au crescut semnificativ, rămân în jurul aceleași valori. Anul trecut, după contestații, au fost 10 medii maxime, dar și 6 note de 1. Înainte de contestații, la sesiunea din iunie 2021 a evaluării naționale în județul Hunedoara, cele mai mari medii sunt 2 de 9,95 obținute de foști elevi de la Colegiul Național DC Baldeva și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu Brad, iar cea mai mică notă de 1,80 a fost înregistrată la Școala Gimnazială numărul 1 Lupeni.